Percev trece de un adversar. Efort mare depus de capitanul celor de la CSK. Priso inutil în bandă. Nu. Da. A ieșit de o bătaie aici. Bătaie, vine Dragoș Grigore și l-altoiește pe Platini și... Cred că s-a terminat. Și gata. Se luptă... Se luptă Zdravăn. Da, partea proastă a fost că această bătaie a venit pe partea cealaltă a terenului. Au ajuns greu cei de pe bănci. Platini l-a altoit Zdravăn pe Rus. Pe Rus, da, apoi a venit Dragoș Grigore și i-a dat câțiva pumni brazilianului de la CSK. Și a furat-o și Dragoș Grigore, am impresia. A fost acolo un croșiu destul de bun al lui Platini. Păcat, să vedem dacă va mai continua meciul. Mai sunt 10 minute. În mod normal n-are rost să mai continue. Pentru că oricum sunt foarte nervoși. N-a fost o intrare urâtă a lui Rus. Hai să vedem. Hai să vedem ce face, ce decizie va lua arbitrul. Bine, trebuie antrenorii aici să intervină și să se pună de acord, să vadă dacă își pot calma elevii. Rus, cel care a declanșat acest conflict. Să vedem pe cine. Da, cred că nici mai e nevoie să scoată cartonașul. Rus și Platini, nu știu dacă mai au ce căuta pe teren. Bine, așa nici Dragoș Grigore nu mai are ce căuta. Mărcuș discută cu un adversar. Lupin. Da, Lupin a venit să aplaneze conflictul. El a încercat acolo să se pună ca un scut între cei care aveau chef de o mică răfuială. Cartonașul roșu. Da, numai doar 2 jucători ar trebui să părăsească terenul. Probabil ei vor fi înlocuiți. Niște schimbări neprogramate. Nu știu că, în general, da, e adevărat, în momentul în care se ajunge la jucători eliminați, în aceste partide amicale ei pot fi înlocuiți. Însă, în momentul în care e pus în joc un oarecare trofeu, am văzut că nu se mai fac înlocuiri. S-au împăcat Rus și Platini. Nu, e cu cartonașul roșu acolo în da, mână. Da, de ce nu-l arată? A face semnă la... Că se fac schimbări. Da, dacă se fac schimbări, da. A vrut să aibă acordul antrenorilor, s-a uitat spre margine să vadă dacă cei doi vor fi înlocuiți. Eliminați așadar Rus și Platini. Iată de la ce a pornit totul. Aici Rus, fault chiar foarte urât. Platini arată că e sud-american. Un șut în spate, apoi a încercat, cred că să-l lovească în față, bine că n-a apucat. A venit, da, și Dragoș Grigore, el a fost cel care a luat în plin acel pumn, apoi a dat și Rus. Da. Na, am avut impresia că Dragoș Grigore a venit mai hotărât, dar nu, el doar i-a pus mâna în față lui Platini. A vrut să-l împingă.